Salutare hutinașilor și bine v-am găsit la un nou episod în care trebuie să verificăm buletinele oamenilor care vor să treacă peste graniță, pentru că o să fim angajați la vamă, nu mai suntem momentan, dar o să vă spun imediat și de ce. Pentru că pe episodul trecut nu am reușit, frate, să-mi plătesc chiria la final și ghișce, am murit, frate, eu și împreună cu toată familia mea, să moară Jaxana. Deci, practic, va trebui să rămânem cu bănuți pe episodul ăsta pentru chirie, nu știu exact de cât am nevoie, dar o să încerc să nu cumpăr nimic în prima zi de muncă, ca să rămân cu toți banii, pentru că pe episodul trecut a fost totul în regulă, hai să dăm new game, dăm start din nou, și a fost totul în regulă, i-am cumpărat ciocolată copilașului meu, am cumpărat țigări pentru nevasta mea, i-am dat bani la mămica, i-am cumpărat și medicamente unchiului, și ghișce, frate, n-am mai avut bani de chirie. Deci, practic, trebuie să ai mare grijă cum gestionezi banii, pentru că ăștia îți mănâncă banii, frate, și zilele. Așa că trebuie să ai mare grijă. Bun, deci de data asta mergem direct la muncă. Știm că avem unde naiba este masa, aici este masa. Avem aici contractul, îl semnăm din nou, pentru că trebuie să o luăm de la capăt. Știm că avem o mașinuță. Dar de data asta, sincer, o să mă duc cu autobuzul, nu o să mai merg cu mașinuța. Hai să luăm autobuzul să vedem cât mă costă autobuzul. Ok, trebuie să merg, pot să merg mai multe stații. Până la Ocheanu Barosanu, mergem direct până la ăsta, cum îi zice, până la vamă. Așa, travel, bun. Deci poți să mergi doar până la autostradă și poți să mergi până la vamă. Singura chestie e că te duce instant. Bun. Și am ajuns direct la muncă. Ne începem din nou prima zi de muncă. Și să vedem dacă cu bănuții ăștia putem să, nu știu, să ne plătim chiria. Aici este ușa. Bun. Ocheanu Barosanu, deschidem ușa și haideți să ne reîncepem prima zi de muncă. Sunt curios dacă or să vină tot aceiași oameni cu aceiași probleme. Acum măcar știm cam ce avem de făcut. Aprindem calculatorul. Se aprinde puțin mai greu ca de obicei, pentru că este un calculator vechi. Ai, calculatorule, aprinde-te. Până atunci ne uităm să vedem dacă avem totul aici în regulă. Avem asta, bun. Este o armă, presupun, și poți să o scoți doar atunci când o să ai nevoie. Dacă cineva își face de cap aici. Aici avem nevoie de o cheiță pe care nu o avem. Bun, ștampilele, totul este în regulă. N-ai serino, pani, vino. Bun, hai să intrăm pe calculator. Ok. Totul este în regulă. Hai să dăm next. Să vină primul om, să vedem. Sunt toți acolo la rând, dacă vedeți, la coadă. Se plimbă la cu armă acolo, să nu miște nimeni în front. Ocheanu Barosanu. Hai să vedem, vine ăsta la costum. Sunt curios dacă merge undeva într-o din asta de afaceri sau ceva de genul ăsta. Ia să vedem ce vrea. E diplomat, da, e diplomat din ele și harta asta, din câte știu eu, există. Ia să vedem, adică țara asta există pe hartă. Ele și ele și bun, deci există. N-ai serino, pani, vino. Bun, și hai să vedem acum dacă este totul în regulă. Luăm astea, bun. Ok, verificăm codul ăsta. Bun, deci ăsta se potrivește, înseamnă că este un diplomat în regulă. Ia să vedem și numele. Așa, bun. A, nu mă lasă să dau pe nume, nu mă lasă. Ba da, m-a lăsat așa mai greu. Bun, și data nașterii. Ia să vedem. Bun, e ok. Deci totul este în regulă cu asta. Hai să le punem jos, dăm o ștampilă. Cred că trebuie să-i dau ștampilă doar pe ăsta. Oare trebuie să-i dau și pe ăsta? Nu trebuie. Ăsta doar trebuie verificat. Ocheanu Barosanu, pe ce lăsam asta pe Q. Bun. Bun, hai să-i le dăm acum. Este în regulă, poate să plece liniștit. Bun, și hai să chemăm următoarea persoană. Next. Hai, Barosane, să vedem tu unde vrei să mergi. Deci ăla era diplomat, frate. Merge cu business-uri, cu din astea. Ocheanu Barosanu. Salutare, frate. Ia să vedem ce vrei de la viața mea. Oh, ăsta zice că e student, frate. Hai să vedem, sunt foarte curios dacă și este student. Ok, iau astea două, ia să vedem. Zice aici dacă merge la școală, gen, n-ai sărină panivino, deci într-adevăr se potrivește. Îi verificăm numele, bun, se potrivește, nice. Acum mai verificăm data nașterii.
Hai să vedem, se potrivește și codul. Asta este foarte, foarte important. Aoleo, Barosane. Îmi pare rău, dar ceva nu este în regulă cu codul tău. Deci nu se potrivește codul din buletin cu codul de pe permis. Așa că îmi pare cam rău, dar nu prea pot de pe pașaport. Deci nu prea pot cum să te las să treci. Va trebui să mergi să-ți schimbi pașaportul. Ba nu, ăsta e pașaportul, pardon. Ăsta e pașaportul și ăsta e buletinul. Ok. Deci va trebui să mergi să-ți schimbi ori pașaportul, ori buletinul. Ca să fie în regulă. Bun, hai să-i dăm din asta de reject. Pentru că nu putem să-l lăsăm să treacă. Îi băgăm ăsta. Îi băgăm ăsta, după care se poate tira. Lăsăm și ștampila jos. Și hai să-i dăm la următorul. Hai, Barosane. Acum vine, ia uite-l. Ăsta e tot așa la Chimei și la un altă, bam, bam, bam. Parcă cu asta m-am întâlnit și pe episodul trecut, doar că nu știu dacă merge în același loc. Ia să vedem ce vizitează. Oh, da, parcă tot pentru doctor mergea și ăsta. Hai să vedem, luăm ăsta, să vedem dacă este într-adevăr adevărat. Verificăm numele, numele se potrivește, verificăm codul. Aolo, Barosane, îmi pare rău, dar codul nu se potrivește, așa că nu o să mai stau să verific mai mult. O să-i dau reject instant, chiar dacă vrei să mergi la doctor, probabil că mă minți, nu știu ce să zic. Stai să vedem, l-am luat pe ăsta de... pe ăla de reject l-am luat, nu? Da. Approved cu verde. Okeanu, Barosanu, hai să-i dăm astea. Nice, bun. Hai să vedem următorul. Bă, dar ce mă mint ăștia, mă, frate, mă. Ăștia mă mint, îmi aduc acte ilegale și chestii de genul ăsta. Vor să treacă ei cu un scop, dar nu știu care. Ia să vedem tipul asta. Mulțumesc foarte mult pentru abonare, oricine ai fi. Apare acolo sus, de tot în mijloc. Bine ai venit în familia hudinaștilor. Nice, și hai să vedem dacă are actele în regulă. Zice că vrea să meargă în vacanță. Ok, da, într-adevăr apare aici că vrea să meargă în vacanță. Bun. A, deci nu, deci practic avem pașaportul și permisul, da, da, da. Și pe permis scrie unde vrea să meargă. Ok, bun, și hai să verificăm numele. Deci se potrivește numele, data nașterii. Ia să vedem, data nașterii se potrivește. Țara știu sigur că există, ele și bun. Și hai să verificăm și codul, codul este bun, ok. Bun, deci vrea să meargă în vacanță. O să punem ăstea jos, o să-i dăm acceptul. Băgăm aici o ștampilă, băgăm aici o ștampilă, mai băgăm una aici ca să fie sigur. Bun, punem asta așa. Îi dăm asta. Îi dăm asta și îi urăm o vacanță plăcută, domnișoară, să ai vacanță plăcută. Și se tira acum, vedeți, acolo merge în vacanță și eu stau la muncă, frate, și ea se duce în vacanță, Barosane. Ai, 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 hai să dăm la următorul să vedem unde mai vrea să mai meargă și asta. Ăsta e cel mai șmecheros sau e la salopetă? Îi la salopetă, frate, ăsta cred că vrea să meargă la muncă. Hai să vedem. Ăsta și-o furat ăsta? Doamne ferește, ăsta și-o furat ăsta, ia să vedem. Să citim. Zice că are nevoie să-l las să intre. Și-o furat permisul. Ia să vedem, there's a lot of stealing here. You should be careful. Aolo. Trebuie să am mare grijă că se fură foarte multe permise pe aici, what? Zice că e un simplu fermier. Și îmi dă bani dacă lasă treacă. Bă, nu știu ce să zic, aș face o manevră să fac niște bani, sincer să fiu. Ai, 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 hai să facem o manevră să facem și noi niște bănuți. Pentru că ați văzut pe episodul trecut că am murit, fiindcă am rămas fără bani. Hai să lăsăm, frate, ne facem că nu vedem. Luăm asta și băgăm aici o ștampilă. După care îi dăm asta. Și mi-a dat 5 greve, nice. Ai, 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 asta e, Barosane. Îmi pare rău, dat aici eroare pentru că l-am lăsat să treacă, dar am făcut 5 bănuți. Aia e, nu prea avem ce să facem. Îi dăm aici, ok. Și mai avem încă 4 greșeli. Dacă facem încă 4 greșeli, presupun că practic se termină jocul.
Ok, îmi pare rău, măcar am făcut și eu 5 bănuți, aia e. Hai să mai chemăm încă o persoană. Mă simt acum așa puțin cu musca pe căciulă, dar... 5 bănuți sunt 5 bănuți, frate, n-am ce să fac. Sunt 5 dolari pe care i-am băgat la portofel, mi-am scos și eu drumul până aici. Ia să vedem. Poți să se grăbește, bă, băi Barosane, aici nu pot să dai așa cu mine, nu-mi pare. Adică nu mă interesează pe mine dacă tu te grăbești sau ceva de genul ăsta. Eu fac cum vreau eu, adică practic trebuie să stai la coadă și nu te poți grăbi. Hai să vedem. Zice că e turist. El se grăbește că e turist, frate. Trebuia să vină din timp, sincer să fiu, să fie printre primii. Hai să verificăm, să vedem dacă este în regulă. Îi verificăm numele. El vine și îmi zice mie că se grăbește, Barosane. Ia să vedem, ăsta se potrivește, n-ai Serino Panivino. Ia să vedem și codul ăsta. Bă, da, chiar dacă îi se potrivește toate, hai să vedem și țara. Birdnethe, Oceanu Barosanu. Punem ăstea repede jos. Bun, hai să verificăm aici. Ne uităm pe hartă și să vedem dacă există. Da, există, bun, n-ai Serino Panivino. Deci putem să-i punem approve și data viitoare, Barosane, să nu te mai grăbești. Pentru că dacă te grăbești, nu o să te mai las să treci. Dacă faci gură. Îi punem aici ștampilă. Încearcă și tu să fii un cetățean model. Bun, punem asta aici. Hai să mai chemăm următoarea persoană. Pă, ce ticălos, mă. El vine, mă, și enervat, mă. Și enervat, mă. El se duce, frate, turist. Se duce în vacanță și vine și se grăbește aici la mine, care eu sunt la muncă, frate. Ia să vedem, asta merge cu business, ok. Hai să vedem dacă este în regulă, luăm astea. Bun, verificăm numele. Mi-a dat și ceva bani? Opa, Barosane, stai să vedem. Mi-a dat 5 bănuți. Ia să vedem de ce mi-a dat bănuți ăștia. Ok, bun, zice că merge cu business. Are nevoie de ajutor. Soția lui va veni aici mâine. Și să nu o lasă treacă, zice. Ok, zice așa să fim de la bărbat la bărbat, să nu îi las soția să treacă. Și are un cadou pentru mine. Și se numește Craieva, ok. Ok, trebuie să am grijă la Craieva. Bă, sincer, o să iau eu banii și o să văd eu pe parcurs. Să vedem ce este în regulă cu nevasta lui. Băgăm ăștia, bun. Și hai să verificăm, să vedem dacă e în regulă. Bun, deci numele e bun. Data nașterii, ia să vedem, este în regulă. Codul este în regulă, bun, ok. Și țara, unde-i țara, unde-i țara? Bun, zic că merge pentru business, este ok. Și țara este, țara există, bun. Este ea cu Birdnethe. Ok, anu Barosanu, punem astea, îi băgăm și ștampilă de approve. Și acum trebuie să avem grijă dacă o să lăsăm pe nevasta lui să treacă. Sincer, nu știu, vedem noi mâine. Asta va trebui să-l iau, să-l pun mai încoace. Ok, anu Barosanu, cum ne bază, dădeam jos. Pe ăsta, așa, bun. Nice. Bun, îl băgăm pe ăsta, îl băgăm pe ăsta, nice. O să plece acum liniștit și vedem noi dacă îți lăsăm și nevasta. Bun, ok, se duce acum cu treaba lui. Și hai să mai chemăm următoarea persoană. Ia să vedem cine mai vine. Ăsta pare mai tânăr. E așa la cămașă și mai chiaros. A, nu-i cămașă, nu-i cămașă. Da, bai cămașă. E ceva cu, ba, nu-i cămașă, e ceva cu guler oricum și cu fermoar. Ok, ăsta au zis că e cu transferul ăsta. Cred că m-au mințit data trecută, dar el de fapt vizitează, frate. E un mincinos ăsta. La asta o să-i dau direct reject, pentru că îl știu. O încercat să mă mai mint odată pe episodul trecut. Așa că o să iau asta și o să-i bag direct reject. Nici nu stau la discuție, frate. Ia-ți actele și tiră-te de aici, pentru că m-ai cam enervat. Ok, anu Barosanu, lăsăm și ștampila jos. Și hai să mai chemăm o persoană. Next, cine vine? Hai să vedem. Ce faci, Barosane? Ia să vedem. Ce treabă ai tu? De vrei să pleci peste graniță? Ce vrei să vizitezi? Ia să vedem. This is my country. Aoleu, ăsta e nervos, frate!
Doamne ferește, ăsta zice că intră el unde vrea el, Barosane. Ia să verificăm ăstia chiar dacă e nervos, să vedem dacă e în regulă cu actele. Bun. Data nașterii, păi nici nu scrie data nașterii, bine. Aolo, ia uitați-vă, Barosanilor, ce și-o scris ăsta. Deci are în... scrie this is here, frate. În ăsta cum zice, în pașaport, și-o scris this is here. Și codul ăla nici măcar nu se potrivește și are niște acte false, mă. Doamne, deci ăsta e cel mai ticălos om care a venit până acum. Îi dau de reject fără nicio discuție, frate. Deci fără nicio discuție. Ia să vedem, îi băgăm actele. Ia-ți actele și tiră-te, băi, nemernicule. Doamne ferește, el a venit să se certe cu mine, Barosane. Și s-a terminat ziua de lucru. Prima mea zi de lucru din nou, pentru că practic pe episodul trecut nu prea am reușit să trăiesc la final, adică n-am rămas fără bani de chirie. Ok, hai să stingem calculatorul, știm să-l stingem. Dăm turn off, bun, ok. Și acum ne tirăm de aici. Bun, minus 35, frate, dar avem o grămadă de energie. Mi-a luat oricum minus 35 după o zi de muncă. Cred că dacă o să mă pun să dorm, o să pot, hai să luăm mașinuța de data asta. Cred că dacă o să mă pun să dorm, o să pot să, cum îi zice, să-mi cresc energia. Tragem frâna de mână, ok, bun, și ne tirăm acum. Mergem ușurel către casă. Nu o să mă mai opresc la magazin pentru că am nevoie de bănuți. Și presupun că trebuie să am grijă și la membrii familiei pentru că... dacă moare unul dintre ei, presupun că tot la fel o să se... Bă, nu vrea să-mi iese cuvântul din gură, mă. O să se termine jocul. Mulțumesc foarte mult pentru abonare, oricine ai fi. Bun, ok. Sunt tare obosit, fraților, după o zi de muncă. Ați văzut că abia mai vorbesc. Mi se limbă prin bangură după o zi de muncă. E foarte, foarte obositor ce trebuie să fac eu acolo. Și faza e că trebuie să am grijă pentru că sunt o grămadă de date acolo și trebuie să ai grijă să fie la fel. Și unii îți mai vin cu problemele lor, cum a venit ăsta ultimul. Era nervos, nu știu din ce cauză și practic a venit doar să se certe cu mine pentru că nu avea nicio șansă să treacă mai departe. Deci habar n-am de ce a venit. În fine, hopa, hopa, asta e, bă, facem mare accident aici. Doamne ferește. Mamă, cum e mașinuța asta, frate, se întoarce mașina asta ca nebuna. E foarte greu de condus. Trebuie să am grijă și la viteză. Pentru că văd că sunt destul de vitezoman. Ok, anu Barosanu, mai avem încă 1100 de metri până ajungem acasă. Îmi pare rău că nu pot să iau o ciocolată copilului. Vreau să aștept să văd în prima zi de câți bani am nevoie ca să plătesc chiria, ca să pot să trăiesc mai departe. Pentru că dacă nu, practic o să mor împreună cu toată familia mea. Deci am nevoie să știu de câți bănuți am, am nevoie pentru chirie. Mamă, cum e curbele, frate. Și acum cred că o să se termine imediat autostrada. Presupun. Da, uite, acum se termină autostrada. Ne-a strinut și am luat-o pe drumul de țară. Deci înseamnă că ne apropiem de casă. Încă puțin tel mai avem. Încă 400 de metri. Trebuie să avem mare grijă. Hai să luăm așa pe arătură puțin. Aolo, aolo, Barosane. Bun, mergem așa pe arătură. Mergem mai greu, dar aia e. Măcar nu mai luăm curbele astea periculoase. Mai avem încă 200 de metri, deci suntem aproape, aproape acasă. Imediat o să văd căsuța, avem aici camionul ăla care e parcat aici, nu știu ce naiba e cu el. Bun, și acum trebuie să punem frână, o să parcăm mașinuța undeva aici așa. N-ai sărin-o, pani, vino, ieșim din mașinuță. Am oprit mașinuța, laiticule, și ieșim. Ok, acum îmi pare rău că nu le-am adus nimic ziua asta. Am uitat din nou ușa deschisă, trebuie să închid ușa data viitoare. Bun, ok.
Bine, bine am ajuns acasă, familie, văd că voi nu-mi spuneți nimic. Nevastă, n-ai nicio treabă cu mine, nu-mi spui nimic, copile, unchiule, mămică, bă, și n-au nicio treabă cu mine. În fine, mă pun să dorm direct, hai să mă pun la somn. Deci nu se bucură nimeni că am ajuns acasă, practic nici n-am adus nimic acasă bun pentru ei, așa că... Bun, ok, deci am primit salariu 17, în total 37. Chiria mă costă 7, mâncarea mă costă 3 și încălzirea mă costă 3. Deci mă costă undeva la 13 bănuți, ca să zic așa, ca să pot să trec mai departe. Deci trebuie să am grijă. Deci am nevoie tot timpul de 13 pentru chirie. Sper că nu o să crească. Bun, și, a, și mi-a mai dat energie încă 27, ceea ce înseamnă că e super ok, adică nu prea trebuie să, să-mi iau energizante. Asta doar dacă vreau să mă fac 100%, să fiu așa funcțional. Deci cam asta a fost episodul Hudinașilor. Dacă v-a plăcut, să nu uitați să rupeți butonul de like și de subscribe. Data viitoare, pe următorul episod, o să încerc să le cumpăr câteva chestii și celor din familie. Nevestii trebuie să-i cumpăr niște țigări. Sau de fapt, stai mă, că trebuie să am niște țigări aici. Îi dăm niște țigări, să o facem fericită pe nevastă. Da, pentru că am rămas cu niște țigări, îți dăm niște țigări la început. Bun, ok, anu Barosanu. Deci o să încercăm să le cumpărăm membrilor familiei mai multe chestii. Vreau să-i cumpăr o ciocolată fiului meu. Poate că o să-i cumpăr și niște medicamente unchiului ca să-și mai revină din beția asta. Ok, anu Barosanu. Și... cam asta a fost episodul, dacă v-a plăcut să nu uitați să rupeți acolo butonul de like și de subscribe, să nu uitați de Instagramul meu, l-aveți acolo sus în dreapta sau al treilea link din descriere, rupeți acolo butonul de follow ca să fiți la curent cu tot ce postez eu, să nu uitați și primul link din descriere către canalul lui Foxy, să rupeți și acolo butonul de subscribe pentru că postează și episoade săptămânale, să nu uitați și de canalul meu secundar, al doilea link din descriere, rupeți și acolo butonul de subscribe ca să fiți la curent cu tot ce o să postez și eu acolo pentru că o să mai postez pe viitor. Și noi o să ne reauzim pe următorul episod. Pa, pa!